Ring will end. Afternoon, high 16. All right. This is low. Tomorrow, cloudy, we get you. Bun găsit, dragi prieteni, dragi iubitori de teatru. Astăzi vă propun o întâlnire cu un actor important al Teatrului Național din București și nu numai, un actor care a apărut în spațiul teatral românesc la începutul anilor 2000. Am fost martor direct la acea apariție. În scurt timp a ajuns unul din cei mai îndrăgiți, cei mai iubiți actori, iubit și de public și de critica de specialitate, iubit și de colegi, practic iubit de toată lumea. Este vorba despre Marius Manole, colegul meu Marius Manole. Mă gândeam în dimineața asta, venind dinspre Iași, orașul în care tu te-ai născut. Ce noroc ai avut că te-ai născut în Iași. Un oraș miraculos. Pe unde te duci, primești lecții de istorie. Și asta mi se pare extraordinar. Un oraș cultural, un oraș universitar important. Cum a fost copilăria ta? Cum ai văzut tu lumea formându-te în Iași? Da, în primul rând bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Copilăria a fost extrem de normală, o copilărie chiar banală, aș putea să spun. Cu doi părinți muncitori la o fabrică, cu problemele de atunci, imediat ieșind din comunism, nu aveam multe lucruri, nu aveam multe facilități și probabil că asta m-a făcut să mă îndrept către teatru, acolo unde puteai să visezi, acolo unde vedeai o lume diferită, unde totul era poveste, unde lumea se juca, nu se lua în serios. Eu sunt un om care nu mă iau în serios și mi-a plăcut foarte tare să trăiesc cumva, am trăit cumva o adolescență paralelă cu adolescența mea, pentru că eu mergeam foarte des la teatru, încă din clasa a 7-a, 8-a, mă îndrăgostisem de trupa Teatrului Național din Iași, o trupă foarte, foarte bună, și atunci eu trăiam cumva mai mult în capul meu, pentru că eu visam să fiu actor și nu prea vedeam lucrurile din jurul meu, adică nu mă afectau certurile care mai erau uneori în familia mea sau uneori, nu sărăcia, dar na, nu aveam de toate, nu eram îmbrăcați la modă, nu, dar exista copilăria din fața blocului, care acum nu mai există, cu copiii, cu jocurile, cu jocurile copilăriei, cu prieteniile, cu certurile, cu primele iubiri, cu toate. O copilărie foarte normală, dar foarte frumoasă. Spuneai că într-un interviu, dacă nu greșesc, spuneai într-un interviu acum vreo 2 ani că faci parte din generația copiilor crescuți cu cheia. Da, 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 eram cu cheia la gât, pentru că părinții noștri nu aveau timp, nici acum nu au timp, cred că au și mai puțin timp acum, dar părinții mei plecau, lucrau, mama lucra în 3 schimburi, tata lucra în 2 schimburi, tata era șeful mamei mele, ceea ce asta era un motiv de ceartă în familie. Iar eu mi-aduc aminte că eram foarte mic de statură, nici acum nu sunt prea mare, eram foarte mic, aveam cheia la gât și nu ajungeam niciodată să deschid, trebuia să mă sui pe vârfuri, mă agățam ca să așa, nu scoteam de la gât dintr-un motiv, că eu sunt foarte împrăștiat și pierdeam câte o cheie pe lună și pentru asta eram și pedepsit. Da, generația cu cheia la gât, generația copiilor care am crescut cumva singuri, dar împreună. Știi, adică acum părinții sunt plecați, dar copiii au bone, au copilării cumva triste pentru mine acum. Noi măcar eram în fața blocului, eram câte 20 de copii, blocul meu era un bloc nou în care toți părinții s-au mutat tineri, primiseră repartiție, toți copiii au născut cam în același timp, toate familiile care au intrat în bloc și eram vreo 20 de copii care aveam aceeași vârste. Aceeași vârstă. Da. Și atunci noi am crescut toți împreună și ne-am format toți împreună și nu erau decalaje foarte mari. După aia au mai apărut niște frați mici și așa. Dar, na. Chiar... De ce vine să râd? Și generația mea care, cum să zic, cu mult înaintea generației tale, tot cu cheia la gât am crescut. Da. Numai că noi pe vremea aia, vorbesc de începutul anilor 60, nu prea aveam blocuri. Atunci începuseră să facă blocuri, da, și atunci stăteam în niște curți medievale, frumoase de altfel,
Numai că totul era la comun. O bucătărie la comun, o baie la comun, toate la comun. Da. Dar, sigur că da, toate astea lasă urme și mi-a plăcut ce ai spus, împreună. Împreună ăsta care, într-adevăr, azi lipsește. Chiar auzeam la radio în dimineața asta, venind cu mașina din orașul tău, auzeam o concluzie trasă de niște psihologi care spuneau că toți adolescenții din ziua de azi petrec mai mult timp cu telefonul, cu laptopul. Nu știu ce înseamnă a fi împreună. Acum, împreună pentru ei este prin intermediul acestor aparate. Împreună. Sunt comunități pe Facebook, comunități pe Instagram, comunități pe YouTube și ei trăiesc așa. Dar acum nu putem să-i condamnăm pe iată timp cât Absolut. Și noi ne-am, deja și noi ne-am legat atât de tare de asta și ne-am transformat foarte tare. Da, eu cred că noi mai avem noroc cu noi împreună ce mai era noi. Și mai interesant pentru că noi împreună creșteam și în școală. Școala mea, liceu, școala generală era în spatele blocului meu și toți copiii învățam la aceeași școală, adică eram aproape în aceleași clase, era chiar cumva chiar prea mult împreună eram, dar a fost frumos. Dar uite că noi totuși, asta am vrut să spun, că noi totuși avem noroc. Că mai stăm împreună fără aparatele astea, măcar câteva ore pe zi aici la teatru, că nu avem încotro, că asta e meseria noastră. Care cum? Pe mine și mă mai uită Dumnezeu și în timpul repetițiilor. Hai să, ei, să te uită, să te uită, da, te uită 10 minute, te uită, da, te uită, o oră dar ți-amintește regizorul, da. Da, da. Suntem dependenți, suntem dependenți și e și firesc într-un fel, atâta timp cât totul se întâmplă acolo pe net, atâta timp cât noi ne vindem spectacolele pe net, când e o bătaie de fapt, o bătaie ca să... să tu gândește că în București, într-o seară, se întâmplă nu știu câte evenimente, cum exact. Îi atragi tu, cum îl tragi tu pe mânecă, de mânecă pe om, să-i spui, știți, eu, Marius Manole, joc la Teatrul Național într-un spectacol, că sunt 30 de spectacole într-o seară. N-ai cum. Noi nu mai nu suntem atât de cunoscuți cum erați voi, cum ați avut șansa revelioanelor, să vă știe toată lumea, să vă știe țara. Să... Noi ne-am născut în teatru și trebuie să devenim vedete din teatru, că din altă parte n-avem unde. Și atunci suntem nevoiți să comunicăm. E o comunicare falsă, dar suntem nevoiți să tragem oameni de mâine, că uitați, avem spectacol acolo, avem acolo, avem acolo, pentru că noi din asta trăim. Dar tu ai ajuns, și nu e o laudă, dar să... am avut noi o discuție la începutul acestei întâlniri. Nu, fără laude, Marius e un tip, e un tip modest, a rămas modest. Nu e de modestie, e și sunt... Dar ești, mie îmi place, chiar și asta îmi place la tine, cum te porți cu colegii tăi, tu ești foarte empatic la orice problemă are cineva. Acum, prin voia lui Dumnezeu, am o funcție pe o perioadă determinată, și știu cum vii și ridici problemele pentru colegii tăi, pentru colegii de-ai tăi. Și asta e un lucru extraordinar. Puțin fac asta. Ești empatic. Vibrezi la problemele altora. Acum, să nu înțeleagă lumea că sunt un fel de Iisus coboră pe pământ. Nu, când mi se sezizează și mie cineva să plânge la mine, merg și eu mai departe și că noi suntem în distribuții comune și atunci am acces mai ușor la tine, că doar știi că nu vin să... Dar nu, eu cred că faptul că eu sunt unde sunt acum și așa, are un mare aport, e și norocul. E un noroc să pot să... Pentru că actori talentați sunt foarte mulți în România, chiar avem actori talentați tineri buni. E ține de noroc dacă ajungi unde ajungi sau ajunge într-o poziție în care să... Și că tu spuneai că un actor, Marius Manole, actor important teatrului, toți actorii sunt importanți într-un teatru pentru că altfel n-am putea să funcționăm, știi, într-un fel. Adică mi-aduc aminte că făceam parte dintr-o distribuție în care Dan Puric avea rolul principal, cred că Sinucigașul, dacă nu mă înșel, și noi aveam roluri foarte mici. Da. Chiar foarte, o scenuță, două, și mă gândeam în momentul ăla ce important e totuși că dacă noi în spate ne-am bate joc și așa, rolul principal degeaba ar fi principal, corect, pentru că spectacolul corect, ar fi corect. Prost. Și fiecare om mai are rotița lui și fiecare om trebuie prețuit pentru ce jucăm noi acum într-un spectacol, cei drepți la Teatrul Național Regia Domnului Mănuțiu, în care chiar există un fel de replică așa, eu o să o modific puțin, fiecare om important trebuie să-i găsești locul. Uh-huh. În care el să fie bun, în care el să exceleze. Și să se simtă bine. Să se simtă bine. Dar oamenii când se simt iubiți, să știi că fac minuni, da. Apropo de iubire, tot într-un interviu, ca să vezi că da, le-am văzut,
spuneai că foarte rar ți s-a zis te iubesc. Te iubesc. Da. E adevărat? Nu da, ai e foarte adevărat, da, e foarte adevărat. Am avut discuția asta și cu părinții. Am crescut într-o perioadă în care părinții nu aveau timp sau nu erau obișnuiți sau chiar erau avertizați să nu spună te iubesc, pentru că atunci copilul o să crească un fătălău sau alintat, mai ales dacă era băiat. Trebuia obișnuit cu lucruri grele, rele, nu știu, habar n-am cu ce. Cert este că s-a omis această... acest lucru la mine în familie, de pentru care sigur că am crescut un handicapat emoțional, pentru că da, e o traumă asta să nu simți că să nu se spună că ești iubit, pentru că pentru părinții mei, cum spun, părinții nu înseamnă că nu m-au iubit. M-au iubit chiar foarte tare și mă iubesc în continuare, doar că pentru ei iubirea se manifesta în lucruri foarte practice, aveai ce să mănânci, erai dus la școală să te educi, aveai cu ce să te îmbraci, aveai căldură când aveai și pentru ei așa se manifesta iubirea, nu considerau că mai trebuie să mai și spună te iubesc. De altfel că nici între ei nu își spuneau foarte des lucrul ăsta, era o chestie așa, un fel de tabu. Și uite că meseria asta, că de asta aproape iarăși am ales și teatru, pentru că e o meserie care te învață să spui te iubesc, e o meserie în care te învață să fii vulnerabil, să nu-ți fie frică să fii vulnerabil, să nu-ți fie frică să plângi, să nu-ți fie frică să spui că ți-e greu, să-ți accepți stările pe care le ai și cred că am făcut meseria asta, printre altele, ca într-o zi să pot să mă duc acasă la ea și fără rușine să spun mamei, tate, mamă, tată, vă iubesc. Eu a fost unul din marile câștiguri pe care le-am avut cu această meserie. Apropo de treaba asta, de verbul ăsta, te iubesc, mama mea a acționat exact invers. Da, ai avut noroc. Da. Tot timpul spunea că mă iubește, tot timpul spunea că-s cel mai frumos, îmi spunea îmbracă-te în alb, că-ți stă bine în alb. Și cumva treaba asta am luat-o și eu și... azi, fiului meu, dacă nu-i spun, după ce vorbim la telefon și te iubesc, te iubesc că mă întreabă, ai pățit ceva? Fiul meu fiind cu un an sau doi mai mic. Da, e o graniță foarte... Eu nu am copii, din păcate, dar mă uit la colegii mei care au copii și îmi dau seama că e o graniță foarte, foarte fină între a exagera cu acest te iubesc sau a spune la timp, pentru că e important să eu sunt un om care din cauza asta am foarte multe frici, am avut foarte multe neîncredere în mine la începutul carierei și în general, nici acum nu sunt un om foarte sigur și acum sunt un om foarte ușor de destabilizat printr-un cuvânt, printr-o vorbă. Sigur, în timp am făcut eforturi și am învățat. Faptul că eu am jucat seară de seară, ani de zile, cred că mii de spectacole, m-a forțat să fiu puternic, pentru că se întâmplă tot felul de critici, tot felul de oameni răuvăitori sau mai puțin răuvăitori, dar care să te jignească fără să-și dea seama și atunci tu... Și am învățat să fiu destul de... Dar undeva în mine eu tot sunt ăla care sunt copilul ăla care e speriat și fragil și neiubit și neprotejat și așa mai departe. Deci, de tot, acum, dragi părinți, spuneți-le copiilor că iubiți. E important pentru ei. Acum, copilul din tine încă există. Că așa trebuie și să slavă fie. Domnului că există. Există. Pentru că, și trebuie să existe. Și trebuie să existe. Cred că acum are parte de atâta te iubesc că o să se sature. E gamierea multă. Din păcate nu. Din păcate nu. Din păcate aici singurul te iubesc pe care trebuie să-l audă copilul din mine trebuie să fie spus de mine. Și ți-ai spus? Problema e, încă n-am ajuns la această performanță. Problema nu e că te iubesc ceilalți. Problema este că trebuie să te iubești tu. Și iarăși aici meseria mea are un rol foarte mare. De fapt, toată munca asta mea, care a fost de ani de zile, care a fost exagerat într-un fel, dar așa a fost calea mea și nu mă plâng, Doamne ferește, a fost o fugă de mine, o fugă de realitate, o fugă de copilul ăla, ca să nu trebuiască să stau vreodată față în față cu el, pentru că mi-a fost mult timp foarte frică. Altfel a venit pandemia, de exemplu, și a trebuit să ne oprim cu toții. Ne-am oprit cu toții din tot ce făceam. Da. Teatrul s-a oprit primul și s-a deschis ultimul. Și atunci, din păcate sau din fericire, am avut ocazia sau șansa sau neșansa să stau de vorbă cu mine, pentru că nu mai aveam. Și am intrat într-o depresie foarte mare de un an de zile, în care s-a putut trata doar cu pastile, de exemplu. Asta înseamnă că atâta fugă de tine și să nu-ți dai răga să te întâlnești, pentru că nu poți să eviți. Odată și odată trebuie să te întâlnești cu tine. Și cred că e mai bine să o faci mai devreme decât mai târziu, că mai târziu s-ar putea să... E ca boala de copil, știi, dacă iei ore 1 la 40, e mai grav decât dacă... E foarte grav, da. Exact. Și atunci abia acum, poate, puțin am avut curajul să mă ițesc așa în oglindă la mine. Câți ani aveai când ai jucat în Creangă, în film? Eram în clasa a patra, cred. Deci, în clasa a patra, domnul Mărgineanu. Da? Un bulgăre de humă se cheamă filmul. Da, exact. Da.
Am văzut, am revăzut filmul, m-am uitat la film și zic, mă, ăsta e Marius. Și într-adevăr, la final apărea numele tău. Da. M-am uitat pentru că eu l-am iubit imens pe, și îl iubesc încă pe Adrian Pintea și îl respect mult pe, pe Dorel Vișan pentru o distribuție pentru foarte bună cariera, cu domnul Iureș, da, cu doamna Maria Ploaie. Chiar o distribuție, da, bună. Și s-a filmat la Iași, asta a fost norocul meu, că s-a filmat în Copou, în dealul Copoului, s-a filmat la Boș de Ocalu Creangă, mm-hmm, adică erau toate acolo. Ăla a fost debutul tău ca și actor? Da, ăla a fost debutul meu, dacă e să... Da, ăla a fost prima dată acolo, da. După aia n-am mai făcut film. Atunci am făcut, în clasa 4 am făcut, da, destul teatru? De mult. Teatru ai făcut? Teatru am făcut. Unde? După treaba aia. Când erai adolescent? Eu în clasa 9, în clasa, știam că vreau să fac meseria asta, nu mă întrebați de unde, nu mă întrebați cum. Uh-huh. Bănuiesc, am o vagă amintire cu mama și cu tata, care m-au dus la Chirița în Iași, în care a jucat Tamara Buceceanu Botez. Și țin minte că eram în rândul 3, locul 2, la sala aia superbă din Teatrul, uh-huh, Național. Și a apărut Tamara Buceceanu pe un cal viu, în scenă, care cal s-a ridicat așa, eu țin că am fugit, m-am speriat și am fugit, dar atunci și am rămas și m-am uitat doar prin ușa sălii din spate și mi-am dat seama că de fapt teatru e locul în care poți să te joci, să te joci toată viața. Și cred că acolo s-a înșurubat asta cu ideea cu actoria. Iar mai târziu, când mergeam spre liceul meu Garabeti Brăileanu din Copou, iarăși, mm-hmm, în dealul Copoului, treceam pe lângă Teatrul Național și la un moment dat mi-am luat inima în dinți. Am intrat în Teatrul Național și am spus portarului, eu vreau să joc. Eu aș vrea să joc aici, cu cine trebuie să vorbesc? Și întâmplarea face, că vezi că nimic nu e întâmplător, da, și că norocul îi ajută pe îndrăzneț, întâmplarea face că Irina Popescu Băiero, regizoarea Teatrului Național din Iași, urca treptele, ea atunci făcea un spectacol, nu sunt un fel de Caterina Oproiu, și a auzit și a zis, cum te cheamă? Marius Manole. Și ce vrei? Zic, aș vrea să joc și eu într-un spectacol la teatru, că mie îmi place teatru. Ia vino sus și m-a dus într-o sală care se chema Aglaie Pruteanu, cine o mai știe acolo de Aglaie Pruteanu, și m-a pus să spun o poezie, am spus la Steaua care a răsărit, cum îi fi spus-o, abar n-am. Cert este că am debutat la Teatrul Național în regia Irinei Popescu Boieru într-un rol de spiriduș, uh-huh, ce să-mi dai la 1.430, și la cum arată un rol de spiriduș, în spectacol Nu sunt un Eiffel de la Teatrul Național din București. De Iași. Iași. Ai intrat la facultate apoi. Am intrat la facultate, mi-a fost frică să dau la București, pentru că auzisem tot felul de glume, de tot felul de că, da, trebuie să dai o, așa, mă, nu contează, nici n-aveam posibilități. Ai fost la clasa Emil Coșeru, estimabil actor, da, domnul Emil Coșeru și Cornelia Gheorghiu. Și Cornelia Gheorghiu, cum îi mai zice doamnei Cornelia? Cookie, îi spunem noi. Așa îi spuneam noi, nu-mi permit, dar așa îi spuneam. Da, doamna Cookie. Da, doi profesori minunați, doi profesori minunați. Și doi oameni, îi cunosc pe amândoi bine. Și sunt foarte duri, dar sunt minunați. Da, foarte au duri. Ceva în comun cu Rodica Mandache, să știi. Da, da. Oameni foarte sensibili, foarte, mm-hmm, duri, care ne-au iubit foarte tare. Și e adevărat că unul din marile lucruri pe care le-am învățat la Iași a fost ăsta. Munciți, 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 munciți. Ne spunea profesorul nostru, puteți sta până la... Că eu eram coleg cu Emilian Oprea, cu Florentina Țila, colegii care bună. Sunt acum la Teatrul Național, Liviu Pintreasa la Teatrul de Comedie, Cristi Popa de la Teatrul din Ploiești și așa mai departe. Și na, eram tineri și eram zvăpăiat și stăteam până la 9 în cârciumă și profesorul ne spunea, nu mă interesează la cât, până la ce orăbesc, la ora 10 eu vreau să fiți fresh. Și așa era. La ora 10 eram îmbrăcați în costum de mișcare, antrenați, ne antrenam singuri, de fapt ne antrena Țilea, că ea era cu sportul, și la ora 10 eram pregătiți de, și asta am învățat, seriozitatea asta, care e foarte importantă în meseria noastră, cred că 80% înseamnă seriozitate, am învățat-o de la Iași. Seriozitatea asta în profesie, eu am învățat-o ceva mai târziu, la Teatrul Național din Cluj. Da. Și de ce aduc vorba de Teatrul Național din Cluj? Pentru că Teatrul Național din Iași cu Teatrul Național din Cluj erau teatre surori, într-un, da, fel, în anii 70 și chiar și în anii 80, eu din 81 am ajuns la Cluj și făceam schimburi. Și da, am fost și eu și am jucat la Cluj când eram la Iași. Mi-am permis să vorbesc despre Cookie și despre domnul Coșeru, pentru că da, eu trebuia să fiu studentul tău, știi? Da, am aflat, dar din, nu știu, din nefericire,
eu deja eram la București și tu te-ai dus la Cluj când nu eram eu acolo. Da. Și erau doar asistentele și... Bine, nici n-aș fi rămas. Erau, na, eu am fost un copil foarte... Am fost un copil foarte teribilist și foarte... Cum te-ai se fi cheamă? Simțit bine. Da, dar ca toate luptele mele pe care le-am dus erau lupte pierzătoare. Așa a fost și aia. Dar m-am revoltat eu pe facultate și am zis, gata, mă duc la Cluj, după care m-am întors. Dacă erai la Cluj, uite, l-ai fi cunoscut pe, în perioada aia lucram la Cluj, la Bija, Frunză, Măniuțiu. Spectacolul cu Tamara, cred că Dabija l-a făcut. La Iași, da, la Chirița Iași. La Iași, de da. Mia, da, a fost făcut de Sandu Dabija, da, da. Ai terminat facultatea, cu ce rol ți-ai dat examenul? Mi-am dat, cred că cu Arlecchino din Comedia de l'Arte. Frumos. Da, Arlecchino și făcusem un treplev în regia lui Vitali Bichir, care mi-a fost într-un fel profesor și asistent la clasă, care acum e colegul nostru în Teatrul Național, și făcusem un pescărușo foarte, foarte frumos. Deci ai jucat pescărușul în anul 4? În anul 4, da. Treplev. Și eu l-am jucat. Da. Și tot treplev. Da. Cu 20 de ani înaintea ta. Da. Da. După facultate te-ai dus la Brăila. Da. Ai debutat la Brăila, nu? Ca și actor profesionist. În drept ca o linie? Cred că în drept ca o linie am debutat în regia lui Radu Apostol. Dar aia a fost o perioadă foarte frumoasă. A fost o perioadă foarte frumoasă pe care ai trăit-o la Brăila, 2 ani, nu? Două stagiuni. Eu am citit mult despre perioada ta la de la Brăila. În urmă cu 20-30 de ani eram foarte curios ce actori apar, pe unde apar. Să mă vezi pe mine citeam. Care învățam, știi revista Teatru Azi de pe timpuri? Da, eu învățam distribuțiile pe de rost. Da? Eram atât de pasionat că știam toți actorii în ce teatru joacă, toate spectacolele care au premieră. Tot. Vă știam înainte să intru în teatru pe toți. Și n-ai luat și un premiu cu drept ca o linie, premiu de debut? Nu, am fost nominalizat la UNITER, dar n-am luat. Ceva ține aminte. Da. Apoi ai venit la București, la UNATC, la universitate, să faci... Să fac coreografie. Bine, eu n-am venit de asta, eu am venit că mă drăgostisem pe la Brăila, da? Și de cine m-am drăgostit, eu am venit în București și eu m-am dus în București, că eu așa am făcut lucrurile toată viața și la București mi-a sărit praful de dragoste, dar eu am rămas în București și trebuia să fac ceva și am dat la coreografie, unde am intrat primul, da, am intrat cu taxă, că eram la a doua facultate, am intrat la clasa Liliana Iorgulescu. Și în facultate m-a văzut Felix Alexa pe la bar, de luam o cafea, nu știu ce, și m-a întrebat, tu mă văzut să te dar tu ce cauți aici? Păi zic, ești la București, dar nu vrei să joci un spectacol la noi, că fac Visul de Vară și aș vrea să joci Puc? Și zic, da, păi vino să dai o probă. Și la proba erai tu, că tu jucai Oberon, cred că Irina Movilă, dacă nu mă șel, că juca Titania și Mădălina Ciupitu. Da. Și am dat proba aia, am luat și proba și așa am intrat eu în Teatrul Național. Dar cum era să noi... Era foarte posibil, de ce nu? Nu era posibil. Tu ai niște date fizice. Cine te vede jucând și mai ales într-un spectacol cum era Visul nopți de Vară, nu crede, prieteni, cunoștințe, nu m-au crezut că le-am spus că nu ai făcut coreografie. Liceul de coreografie. Nu am făcut, da. N-ai făcut, ai niște, Dumnezeu ți-a dat datele astea. Eram și antrenat din fața blocului. Așa. Că noi în fața blocului cu asta ne ocupam. Și ce păcat că nu mai sunt acele blocuri. Da. Sau acei copii din fața acelor blocuri. Chiar treaba asta s-a văzut foarte bine într-o emisiune la ProTV, Dansez pentru tine, pe care ai și câștigat-o. Da, a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea. Și, cum să zic, mai multe genuri de dans. Nu era doar... știu eu, tango sau rock. Nu, erau multe, da. Mult. Dar vezi, asta face parte din mine, că din dorința asta mea de a face lucruri pe care în mod normal nu le-i face. Ți-ai minte ziua în care am sunat-o pe Rodica Mandache, doamna Rodica Mandache, și am spus, o să fiu la o emisiune la ProTV și am spus cine o să mai fie acolo. Și erau cântăreți, da. Mă rog, de tot soiul, de vedete din România și mi-a zis, nu, ce prost ești, n-ai voie să faci așa, tu trebuie să faci Hamlet, trebuie să joci Shakespeare, cum să te duci în aia, nu știu ce.
zic, doamna, eu vreau să fac asta, că eu am întrebat la, despre ce e vorba și omul de acolo mi-a zis, Marcel mi-a zis, e vorba de muncă, multă muncă. Și am zis, a, dacă e de muncă, eu, gata, vin. Și după prima seară, care am fost Angou, m-a sunat Rodica Mandache, că a fost live, și m-a sunat, zis, vezi măi ce bine că te-ai dus, vezi, ți-am zis, să vadă și oamenii că și actorii pot fi să... Performanțe, da, în mișcare. Da, că ne plângem că n-avem vedete, că n-avem nu știu ce, dar dacă noi nu mergem și refuzăm, atunci de unde să aibă, știi, da, vedete? La începutul carierei tale în București, 2003, după spectacolul de la Național, a venit, dacă bine mi-aduc aminte, la Odeon, nu? Tot cu Felix Alexa, tot am făcut Felix de Foc, Alexa, da? Un text foarte frumos. Foarte și cu actori extraordinari, cu Antonia Zaharia, da, cu Pavel Bartoș, ce cu Adriana Trandafir, cu Liviu Timuș, foarte, da, frumos. Era superb și acel spectacol. Da. Și apoi din nou la Național, care a fost următorul? Următorul a fost Inima de Câine. Inima de Câine. Inima de Câine, în legea, da, lui Cordonski. În legea lui Cordonski, care... De jucat alături de domnul Victor Benciuc și Mircea Rusu, da, și Cici Bărbora, Cecilia, doamna Cecilia Bărbora și, da, mulți, eram mai mulți. Da, ăla a fost un rol care m-a urcat așa și m-a făcut oamenii să îndrăgostească. Era și un rol tare frumos, jucam un câine... Mă rog, tata a fost la spectacol și când m-a văzut mâncând de pe jos, că domnul Rebenciuc îmi dădea de pe jos așa și mi-a zis, dar chiar trebuie să te faci de rușine așa, să mănânci de pe... Te-a văzut toată sala aia cu mâncai de pe jos. Zic, tata, așa e rolul. Vezi să nu iei viermi sau ceva. N-am luat nici viermi. A, și mă duc mai mult amintire că la mine, când eram plecat într-o blană așa, de, și mă scărpinam eu după ureche, mă scărpinam și publicul era foarte aproape, că eram la sala pe care o regret foarte tare, fosta sala Amfiteatru, care, da, eu eram îndrăgost de acea sală. Îmi pare foarte rău că nu mai e în Teatrul Național în momentul ăsta acea sală. Și la un moment dat au pe o doamnă care îi spune altei doamne, îi spune, unii mai adus, mai adus, că m-am simțit că am luat și purici de la ăsta. Asta era un compliment, pentru că pentru mine însemna că e credibil și că lumea... Da, a fost o experiență extraordinară, extraordinară. Te-am văzut în multe roluri. Mie mi-a plăcut mult, mult, mult cum ai rezolvat, cum ai jucat, cum ai gândit, cum ai trăit rolul din Însemnările unui nebun. Oh, da. Și Însemnările unui nebun, eu nu l-am văzut decât în două variante. Doi ieșeni. Ah, Dionisie Vitcu la Iași, care, da, era fabulos, fabulos. Fabulos era. Da. În urmă, cu foarte, foarte, da, mulți, da, ani. Da, da, da. Eu eram în liceu când l-am văzut. Deci, începutul anilor, da, 70. Da, da. Eu nici nu l-am prins. Eu am văzut la secvențe, prins, da, da. Și apoi pe tine, în anii 2000. Știu. 2000 și. 2000 și. Da. Anii 2000. Până în 2010, cred. Cam, da, așa, cam așa ceva. Tot în regia lui Felix. Lui, eu am lucrat foarte mult cu Felix Alexa. Da. Foarte mult. Da. Și la un moment dat, cred că erai sursa lui de inspirație. Ceea ce nu e un lucru rău. Acest gen de relație dintre un regizor și un actor e bine când durează așa, cam 10 ani. Zic eu, din propria mea experiență. Pentru că apoi riști a deveni actorul lui. Și tu nu ești, da, doar actorul lui, nu, ești actorul a lui, asta, a lui, da, a lui, da, a lui, a lui, a lui. Deși regizorii sunt uneori atât de, exact, nu știu cum să le spun, nu știu dacă egoiști, dar sunt posesivi, sunt foarte posesivi. Și tot eram la o masă, de exemplu, unde un mare regizor spunea, tu de ce te duci să lucrezi la ăla sau la ăla sau la ăla? Zic, măi, dar nu mai bine vă întâlniți voi la, așa și vor și spune, unde mă distribuiți voi unde vreți, că parcă că eu nu mai știu, nu mai e niciun... Dar mi-a plăcut toată viața, pentru asta poate am fost și urât și bine, mi-a plăcut toată viața să joc la toată lumea. De adică să joc cât mai divers și cât mai neașteptat cumva, știi? Ai lucrat mult și cu Radu Afrim. Foarte mult. Un, da, regizor remarcabil de, iartă-mă că zic, da, de formație clujeană. Da, 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 clar, da, da. Deși Radu mi se pare că depășește. Da, de formație, am zis, da, și după aceea a devenit
un e deja. Eu m-am întâlnit cu Radu, Afrim, și pentru asta o să-i mulțumesc toată viața. M-am întâlnit într-un moment în care, știi, noi în carieră, mai ales când joci foarte mult, ai momente când te plafonezi, când nu mai ai chef, când se pare în van totul, când te repeți, când eu m-am întâlnit cu Radu, Afrim, într-un astfel moment în care nu de fapt nici nu m-a distribuit el, ca să fiu sincer, eu m-am rugat de el să mă distribuie. Eu l-am rugat să mă la Brăila și mi-a zis: "Dar n-am ce să-ți dau, că Emilian e rolul principal și n-am ce să-ți dau." Zic: "Dar n-ai figurație?" Și a zis: "Ba da, dar vii să faci figurație?" Și a zis: "Da, vin." Și a zis: "Da, dar vii până la Brăila?" Da. Și m-am dus la Brăila și am inventat un rol. Ți-mi minte că era un proprietar de hotel, Kerci se chema, și umblam într-un colac tot spectacolul. Și am făcut un rol foarte frumos pe care l-am iubit foarte tare, fără vorbe, n-aveam, dar faptul că el, am văzut, el e un regizor care îți dă voie să te joci imens, imens la repetiții, poți să faci tot ce trece prin cap, pentru că el după aia va tăia, și am și foarte mare încredere să fac toate, că n-ai încredere la toți regizorii să faci, pentru că sunt unii care chiar te lasă să și faci după aia toate prostiile alea care îți trec prin cap. E, la Radu eu știu că el nu o să mă lase și atunci încerc tot ce îmi trece prin cap, tot. Și am făcut cu el spectacolul ăla și m-am reîndrăgostit de teatru. Ăla a fost marele lui cadou care mi l-a făcut mie în acea perioadă, că m-a pus din nou, mi-a arătat din nou de ce am ales meseria asta, de ce vreau să fac meseria asta, de ce e importantă meseria asta și cât de liberă de fapt e meseria asta, pentru că noi în teatrul românesc, cumva după gustul meu, de la un moment încolo, după 2000 încolo, am devenit foarte încordați, foarte închistați în niște lucruri. Aia nu se face, aia nu se face, aia nu se face, dar cine hotărăște ce să face, ce nu se face, ce e voie și ce nu e voie? Că n-ai voie. Și mi-a plăcut tot timpul să lupt împotriva acestui n-ai voie. Ei, când îmi spuneai că n-am voie, spune-mi ziua de azi că n-am voie, că sigur voi face lucrul ăla. Pentru că eu nu suport asta cu n-ai voie. Apropo de asta cu n-ai voie, spunea domnul Horog, am avut bucuria că în anul 4 să lucrez cu el la Pescărușu. Spectacolul era pus de un student al domniei sale, Elemer Kinceș, regizorul Elemer Kinceș, și spunea Horog, așa, apropo de greșit, adică nu e voie să faci aia, da, nu e voie să ai greșit. Ce să greșești în și teatru? Și zicea, teatru e spațiul greșelii, exact. Și greșește cât și de nici mult. Nu se cheamă, pentru că noi, vezi, noi folosim prost termenul de repetiție, pentru că nu e repetiție, că repetiție este repeți. Ungurii au, cum spun, proba. Păi asta e repetiția, repetiția e aproba. Azi o prostie, mâine să o iei pe un drum, să o iei pe altul, nu îl nimerești pe ăla, îl nimerești pe ăla. Poate că nici până la premieră nu nimerești, că eu mor asta cu premiera, când mâine e premiera, așa, și? Păi să ne pregătim, cum să mă pregătesc, adică ce să fac, să-mi pun pene în cap, cum să mă pregătesc? Nu e aceeași repetiție pe care am avut-o și cu o seară înainte la generală, ce o să joc mai bine, o să joc mai cu foc, că vin criticii, nici nu mă interesează. Mi-ai dat o idee. Hai să le zicem așa, încercarea 1, încercarea 2, încercarea 3. Da, încercarea 1, încercarea 2, dar vezi că e foarte tare. E atât de greu să pui ceva nou acum în teatru românesc, că știu, stai liniștit, îți propun greu, să nu propunem nimic. Am zis că acum, la vârsta mea, trebuie să fiu mai curajos, nu mai puțin curajos. Da, așa, bine. Și asta spunea Horog, zice, gândește-te, când te duci la un croitor, dacă te duci cu un metru de stofă nu-ți face costum. Dacă te duci cu 10 metri, are de unde face. Tăia, are de unde face un tiv, are de unde face. Și mai și rămâne. Da, da, da. Și mai spunea el, să nu vă fie frică, pentru că între sublim și ridicol e ca dansul ăla pe muchia briciului. Și ești ridicol dacă te tai. Da, dacă nu te tai, ești sublim. Da, ești sublim, da. Marius, în film ai jucat la domnul Purcărete? Am jucat la domnul Purcărete, o surpriză pentru mine că nu mă așteptam să mă ia, nici credeam că mă cunoaște. După aia am jucat la Anița Lungu, am făcut un film într-un fel autobiografic, într-un fel nu. Și după care am mai jucat în serial, într-un serial de televiziune, Vlad.
Da. Și nu, la Cilante l-am jucat. Cilante l-am jucat. Da. Martor fără voie. Da. Martor am făcut fără foarte puțin foarte, film. Era foarte frumos, la viața mea. Am făcut foarte chiar foarte puțin film, dar repet că nu că nu-mi place. Nu am aceeași relație strânsă cu așa. Nu sufăr că nu joc în filme. Mi-ar plăcea, dar nu sufăr. Adică n-am frustrarea asta că nu joc. Mă bucur de toți colegii mei care fac film și slavă Domnului că am în jurul meu colegi, Vaslu Ianu, Pavlu, Obretin, mm-hmm. care fac film mult și mă mult, bucur pentru da. Ei. Mă uit cu mare drag la colegi. Și eu cred tot timpul am crezut că de aia sunt și liniștit într-un fel și am fost liniștit din copilărie că am știut tot timpul că ce trebuie să se întâmple, se întâmplă. Se întâmplă. Să știi că eu am început să fac film mai mult după 45 de ani. Mai am un an. Trebuie să mă pregătesc. Bun. În momentul ăsta în ce ape te scalzi tu din punct de vedere profesional, cum te simți? Păi cred că e în momentul în carieră în care mă simt cel mai liniștit. Am trecut de pandemia aia, eu iarăși până în pandemie jucam foarte, foarte mult și nu mai înțelegeam rostul. După pandemie, când mi-am dat seama că nouă ni se poate lua lucrul ăsta, uite așa, mâine, da. Am început din nou să apreciez asta și să consider că e un noroc. Că ajunsesem într-un prag, și pot să-l și spun, în care aproape că uram publicul, că vine la teatru, că trebuie să joc, că, mamă, o alintătură de asta, că s-o obosit, că nu mai pot, că... După pandemie mi-am dat seama că e un noroc ca lumea să vină să cumpere bilet la spectacole tale, că e un noroc ca regizorii să se gândească la tine să distribuie, că e un noroc să joci, știi? Pentru că pentru alți colegi care sunt mai puțin norocoși din meserie, ei și-ar dori să facă asta. Și tu ai șansa asta și n-ai dreptul să te plângi de chestia asta. Nu vrei, nu mai juca, dar nu te plânge că joci. Corect. Nu vrei să mai joci, spui, domnule, îmi pare rău, nu mai pot, sunt obosit, dar să și accepți că joci, să te bagi în toate și pe aia să spui, domnule, sunt atât de obosit, da? Asta e o lintătură care n-ar ce căuta, mai cu seamă când în meseria noastră, care e atât de grea în perioada asta, în care colegi tineri să luptă, să răzbească, să nu moară de foame, să aibă un loc de muncă, să-și facă meseria pentru care s-au pregătit, chiar n-avem dreptul ăsta. Așa, deci sunt foarte liniștit, nu îmi mai e frică de nimic, în sensul în care mi-e frică doar așa de mine să nu fiu ridicol sau chestii, deși nu mai am nici asta, dar nu mai am cu critici cu asta, pe mine unul nu mă mai interesează, poate să, sper că colegii din critică să nu se supere pe mine, dar chiar nu e treaba mea ce cred dumnealor. Și mai am o chestie, dacă eu joc un spectacol și apare o cronică bună, foarte bună, și după aia apare una foarte proastă acest spectacol, da. Vreau să-mi explice și mie eu la care mă raportez. Adică cum? Pentru că fiecare critic crede că el e cel mai important, cum și fiecare actor crede că e cel mai important, că de aia facem. Și atunci eu cam unde ar trebui să mă duc? Ori eu am învățat că singurul critic sunt eu și publicul. Deși ieri îmi vor spune că publicul nu trebuie să te domine pentru că atunci faci teatru comercial. Și deci, mă interesează puțin spre deloc ce teatru vreți voi să fac eu. Și în general ce credeți, pentru că pe bune, știi cum e, era o glumă, care da, era pe Facebook, ce să spun, așa, care zice, bă, toată viața te-ai luat după ce zice lumea, ce zice lumea, ei, când ai murit, ce au zis? Deci mă interesează puțin spre deloc. Nu mă mai interesează, adică, dar asta nu e o sfidare, sau, adică, nu mai am timp. Da, nu mai am timp. Nu mai am timp și am lucruri foarte importante de făcut ca să nu stau să mă... Sunt unii actori care stau pe lângă teatru și bârfesc. Că așa, da. Așa și-au construit viața. Da. Sunt unii critici care te urăsc. Te urăsc ei, că te urăsc, fără să... așa. Sunt alții care te iubesc negoși și așa mai departe. Treaba lumii, treaba mea e treaba mea. De acum mă bucur de teatru mai mult decât oricând și joc cu plăcere și abia aștept să mă duc la teatru, chiar dacă joc seară de seară. Și am avut în ultimul timp niște întâlniri excepționale și cu regizori foarte buni și cu actori foarte buni. Efectiv, în momentul ăsta, că să mă întrebi, sunt foarte liniștit și fericit. Nu mai sunt, am avut luptele mele, după cum bine știți, cu Teatrul Național, cu toate astea. După ce s-a prăpădit domnul Caramitru, trebuie să recunosc că am avut un semn de întrebare dacă n-a fost... dacă a meritat sau nu acea luptă. Acum lucrurile s-au întâmplat, nu mai poți să dai timpul înapoi, nu mai contează. Cert este că toate luptele astea pe care le-am dus eu în ultimii 10 ani și în politică și prin Piața Victoriei și pe la teatru și să fac eu dreptate și să zic eu cum e adevărul și să... îmi dau seama că e o prostie, pentru că eu sunt un om foarte superficial și eu sunt foarte ușor manipulabil și îmi dau seama că singurul lucru la care cât de cât mă pricep e teatru și că foarte bine ar fi să stau în locul meu și să-mi văd de meseria mea, că slavă Domnului am ce face. Dacă apar nedreptăți, dar nu mai vreau să fiu sindicalist,
feminist, nu mai vreau să mă lupt pentru nimeni, vreau să lupt pentru mine. Dacă am, dacă cineva mă jește personal pe mine, am să lupt pentru mine, că n-am să tac niciodată, dar în rest e o perioadă. Poate pe dacă mai facem peste 10 ani un interviu, o să spun, nu, a fost o greșeală atunci când am crezut că omul trebuie să se implice. Na, setape probabil de maturizare, de... E o traiectorie, e un, e da, un destin. Da, da, da. Sunt întâmplări, viața noastră e, cum să zic, alcătuită din, de cum filele unui roman. De aia și interesantă meseria noastră, că exact. Vezi, noi jucăm același spectacol timp de 3 seri și niciun spectacol nu seamănă între cu celălalt. Cu celălalt, pentru că noi ne modificăm în fiecare zi și atunci, na. Scheletul e același. Scheletul e același, da. Și nici mușchii punem. Da, deci e o perioadă, ca să revin la întrebarea ta, e o perioadă în care mă bucur de meserie, mă bucur că... poate sună laudă sau nu, mă bucur că lumea vine să mă vadă, mă bucur că sălile la spectacole mele sunt pline, le mulțumesc oamenilor că vin la spectacol și că își rup din timp și din bani într-o perioadă din în care bani, lumea da. Atât de săracă să dea 70 de lei, 90 de lei, uneori și mai mult că mergem prin țară așa, mă bucur că am turnee și că mă duc în diferite zone din țară să joc, mă bucur că am scos acum o premieră la Giurgiu, într-un oraș în care, mă rog, teatrul nu e cel mai important lucru, dar oamenii s-au bucurat foarte tare, mă bucur. Și uite, poate că nu vreau să închei trist dacă așa, dar uite că se dovedește că e, cred că e cartea câștigătoare asta în care să-ți vezi de meserie, să te bucuri, să trăiești pentru tine, pentru că tocmai azi am pierdut un mare actor de la Iași, pe Teodor Corban, care a fost un actor și va rămâne un actor important în teatrul și în filmul românesc și a făcut da. O groază de lucruri bune și interesante și așa și uite că până la urmă da. Aia e tot ce rămâne și așa că hai să ne bucurăm. Da. Să ne bucurăm, să fim fericiți și noi suntem fericiți și eu nu pot să închei fără să-ți spun că m-a întrebat cineva, cred că acum vreun an, m-a întrebat cum e Marius Manole și eu am zis... Dar nici nu putea să doarmă liniștit dacă nu afla. Nu, lumea se interesează da. Pentru că e firesc. Da. La ce evoluție ai avut, e firesc lumea să se întrebe, să fie curioasă, să afle lucruri despre tine. Cum e Marius tine. Manole? Și singurul răspuns stai, știi că știu, o să spui. Dar singurul răspuns bun e știi. Nu știi ce o să vedeți-l spun. La teatru. Ăla păi e Marius Manole. Păi da, asta am și spus, dar am spus-o un pic altfel. Așa. Nu așa de direct. Am spus așa. Marius Manole e un actor fenomen. Vă mulțumim. Da. Da, mulțumim. Am murit aici, Michael! Am pus un pat de spital cu fața spre grădină, exact așa cum și-a dorit ea. Sora mea frumoasă s-a dus. Incredibil. Da, nici mie nu vine să cred. Și eu eram aici când a murit. După o luptă eroică cu cancerul. Așa le place să spună. Luptă eroică. Care luptă eroică, Michael? Cancerul a distrus-o complet! Îmi pare rău. Din toate crâșmele, din lumea asta mare, ea a intrat în a mea. Bună, Elio! Deci, tu ești noua prietenă. Îți place rolul ăsta? Tu? Ce ai mai făcut? Păi să vedem. În ultimii 11 ani? Ultimii 2? Nu, anul trecut. Păi, nu cine știe ce. Elliot, îmi pare foarte rău pentru Katie. Mulțumesc. Nu, serios, chiar ați trebuit să scrie. Da, ar fi fost foarte drăguț. Era o actriță minunată, îmi pare rău că n-am cunoscut-o. Totuși, ai avut noroc, nu? Walter e un regizor cunoscut la Hollywood. Men. Bun. Am subliniat replice fiecăruia. Drăguț din partea ta. Ok, să începem. O să citesc eu indicațiile, bine? Gata. Bun.
Decăderea unui bărbat. Titlul provizoriu. De Eliot Cooper. Scena 1. Actul 1. Lumina se aprinde. O casă la țară. Un bărbat în jur de 40 de ani se adresează publicului. Și cortina cade, sfârșit! Gata? Da, Michael, gata, că asta înseamnă sfârșit, gata, da. Bun, păi a fost... Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Și el se sinucide. Scuze, eu trebuie să merg până la baie. Și eu! Deci, în final, mama moare. El a omorât. Exact! Mereu m-am gândit că te porți îngrozitor întreatins. Ca să par mai interesant. Nu-ți pasă de mine, nu-i așa? No, n-am de gând să joc jocul ăsta cu tine. Îți pasă? Zi, mamă, răspunde. Da sau nu? Ianec, el este pan care îl înlocuiește pe Schweitzer. Fii binevenit, frate! Ianec, ești sigur că ai să recunoști Caleașca? Da, am văzut-o de două ori pe televizor. Numai să apară în zare și o recunosc dintr-o mie, mi-am notat toate amănuntele. De pildă, unul din geamurile felinarului din stânga e ciobit. Și agenții? Ha! Cârburi, cârburi, cârburi! Dar stați liniștiți, suntem prieteni vechi. Cumpără țigări de la mine. Pavel a confirmat informația? Da. Marele Duce va merge la teatru săptămâna asta. În scurt timp, Pavel va afla ziua exactă și ne va da de știre. Nu mă iubește. Stepan nu iubește pe nimeni. Când totul se va termina, va fi mai fericit. Nu fi trist. Sunt trist, Dora. Sunt trist. Am nevoie de iubirea voastră a tuturor. Am renunțat la tot pentru revoluție, dar o revoluție pentru viață, pentru a da o șansă vieții, înțelegi? Da. Și totuși noi vom răspândi moartea. Ce? Noi? Nu, Dora, nu e același lucru. Nu. Noi ucidem pentru a clădi o lume în care nimeni nu va mai ucide niciodată. Și dacă nu va fi așa... Taci! Dincolo de ură nu mai există nimic. Există. Există dragostea. Dragoste? Cei care iubesc cu adevărat dreptatea nu au dreptul la dragoste, Ianec. Dragostea pleacă încetişor capetele, noi avem gâtul țeapăn. Dar noi ne iubim poporul! Poporul! Poporul tace, Ianec! Ce doriți? Priviți-mă! Multe lucruri mor odată cu mine. Știu. Nu, nu. Criminalul nu știu asta. Dacă ar ști asta, oare cum ar mai putea să săvârși omul? V-am văzut, doresc să rămân singur. Nu, nu. Acum doresc să vă văd și eu, pe dumneavoastră. Nu mai vreau să fiu singură. Nu mai pot să fiu singură. Ceilalți
Nu înțeleg. Se prepam. A fost triști. Spui că ești dezamăgit de țara ta? Schimbă. Sau plan B, pleacă. A fost vinovat, domnule capitan. Gata, ți-ai atins scopul. Nu asta ai vrut. Acum te poți prezenta cu fruntea sus în fața generalului, sigur. Nu mai trebuie să mergi pe frontul românesc. Apostol, ai scăpat. Ai scăpat. Ce faci? De ce nu te bucuri? Dar chiar directorul de la Pârvan a auzit. Și tu știi ce român a fost ăsta întâi? Toate cuvintele mamei își fac cuib în sufletul tău. Ca niște spini. Și rămân încremenite acolo, într-o durere amară. Rău îmi pare, mamă, că am venit acasă. Intri în casă, iei o carte de la căpătâiul patului, te așezi la masă și începi să citești. Literele ți se încurcă, se învălmășesc, iar inima ți-e plină de îndoieli nedeslușite. Cartea începe să stremure, iar lumina lămpii începe să te enerveze. Bine, înseamnă că nu mă iubește și atunci... Ultimul cuvânt îți rămâne înfipt în creier sus, ca un vârf de baionetă. Eu sunt Persefona. Oh. Verșinina. Andrei. Grozorul. Nu poate! Andrei, să termină! Eu sunt intelectualul casei. Cel mai probabil o să ajung profesor la universitate. Tata și-ar fi dorit să fiu cadru militar, dar eu am ales o carieră științifico-fantastică. Da, așa ar fi vrut tata. Mă duc să schimb muzica asta tristă. N-are Natasha. Bobic! Dar mi-e teamă că e bolnav. Ia uite! Ia uite, tati! Hop! Ia uite! Hop! Hey, hop! Uite, Bobic! Uite, Bobic! Uite, Bobic! N-am niciun talent. Nici măcar în gând, nici măcar în vis. Uneori un om e suma greșelilor lui. Și nimic mai mult. Însă tu știi că și acel om trebuie iubit. Și cum altfel să-l iubești decât iubindu-i greșelile? Cu ochii închiși să-l iubești.
dacă îți cere să închizi ochii. Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.